Breaking news, vicepremierul Dan Barna din partea USR spune că în coaliție se ia în calcul ca accesul la mall să fie făcut doar pentru cei vaccinați. S-ar putea impune această condiție ca în weekend, în mall și în zonele aglomerate închise să se intre doar pe baza certificatului de vaccinare. Să-l ascultăm pe Dan Barna. Sunt două tipuri de măsuri, măsurile de încurajare și de stimulare, dar și acele măsuri care am văzut că devin, că sunt luate de alte țări, prin care pentru cadre medicale, pentru accesul la anumite servicii neesențiale, spre exemplu, existența vaccinării să fie o condiționalitate. De exemplu, mersul la mall în weekend, care nu este un serviciu esențial, să fie condiționat de existența vaccinării. Persoanele vaccinate se poate să meargă la mall în weekend, ceilalți în restul săptămânii.